Psalmul 106 începe asemănător cu Absalm, cu cuvintele: lăudați pe Domnul. Lăudați să fie Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Și în versetul 2 scrie ceva ce trebuie să ne atragă atenția. Cine va putea spune isprăvele mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Că și dacă în fiecare zi l-am lăudat și ni s-ar umple gura de laude Lui, tot n-am putea să prezentăm cât e de mare slava Lui. Să vă dea Bunul Dumnezeu tuturor harul să aveți timp și să avem vreme o veșnicie să-L lăudăm. Vă rog să deschideți cu mine Scriptura la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și să zăbovim în timpul ce urmează asupra acestui capitol din Scripturi. 2 Tesaloniceni 2. Versetul 1 ar putea fi luat drept titlu: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Biblia spune în Apocalipsa 22 că Duhul și Mireasa zic: vino, și cine aude să zică: vino, Doamne Iisuse. Că este absolut normal ca orice credincios să dorească venirea Domnului. Și scrie mai departe: și strângerea noastră la oaltă cu El. Că de când suntem împărțiți, am fost în trei, acum numai în două, parcă ne-am dorit să fim biserica întreagă, nu? Și apoi cât mi-aș dori și eu să ajung într-o adunare să fie și sora Dena, de care mi-e tare dor. Și toți au pe cineva de care li dor. Și avem atâția sfinți de care am auzit, și când va fi strângerea aceea, nu va lipsi niciunul. Că va fi strângerea noastră cu El. Și scrie în Matei 24 că El va trimite și va aduna pe toți aleșii Lui de la sol, de la subsol, și ne va duce în sfântă împărăția Lui, mărit să fie Domnul. Numai că în ziua aceea unii vor fi proslăviți și alții vor fi pedepsiți. Și nu mă frământă în privința aceasta, în primul rând, soarta celor de afară, pentru că eu vă vorbesc acum dumneavoastră, celor ce sunteți înăuntru. Scrie aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9, că unii vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea. Ca să fie proslăvit, cum zice și în Romani 8:30, că pe unii Domnul îi proslăvește în sfinții Săi și privit cu uimire de toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Dar, ascultați-mă, de ce numai unii vor fi proslăviți și alții vor fi pierduți? Pentru că Tatăl atât de mult a iubit lumea încât dorește ca niciunul să nu piară. Asta a spus Ioan, și Petru zice în a doua Petru 3:9, Domnul are încă îndelungă răbdare și dorește. Deci nu doar așa că dacă ar veni, hai să-i lase, dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Iar Domnul Iisus Hristos spunea, să fac doar două citate, să le aduc la îndemână, Luca 9:5-6, căci Fiul omului a venit nu să piardă. Dar de ce unii vor fi pierduți atunci? Ci să mântuiască sufletele oamenilor. Asta când Iacob și Ioan au vrut să se pogoare foc din cer peste niște samariteni. Și nu numai că dorește, scrie în Luca 19:10, când e vorba de Zacheu, pentru că Fiul omului a venit chiar să caute și să mântuiască ce era pierdut. Așa ar fi, dacă ar fi numai Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus, dar mai este cineva la care face referire apostolul în textul de referință aici și scrie în versetul 3 de un om al fără de lege, de o fiu a pierzării, de un potrivnic,
care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este vrem de închinare, așa că se va așeza în templul Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat dorește tot să fie mântuiți. De ăsta care se dă drept Dumnezeu, el ce dorește? Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și scrie în versetul 8, după ce spune că e oprit o vreme, deși lucrează în taină, se va arăta acel nelejuit. Versetul 9, arătarea lui se va face prin puterea Satanei. Deci iată autorul moral al pierzării multora. Și în felul acesta scrie și în finalul versetului 12, unii vor fi osândiți. O, păzească nebunul Dumnezeu pe toți, dar să ne păzim și noi. Așadar, nu că n-ar vrea Dumnezeu să-i mântuiască pe toți, că El nu poate dori, că-i dragoste să piară cineva. Unii întreabă cum se face când Scriptura spune că numai unii sunt aleși. Acolo este o constatare, nu o dorință a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului ca suflet, pe înțelesul nostru, El vrea ca toți să fie mântuiți. Dar nu poate să-i mântuiască în orice condiții. Dumnezeu are sfințenia Lui, principiile sale sfinte, slăvite să-i fie regulile sale dumnezeiești. Aș vrea să observăm de ce unii vor fi osândiți, pedepsiți, pierduți, e aceeași soartă, sau amăgiți. Scrie aici în versetul 9 că diavolul va investi pe acel nelejuit cu puteri lărgite și se vor produce tot felul de minuni. Ce înseamnă asta tot felul? Ba mai mult, versetul 10, toate amăgirile nelejuirii. Puteri mincinoase. E ceea ce scrie în Apocalipsa 13 și 18. Aproape că ne vine a crede că urmează. Deși nu fixăm noi termene, nu e de competența noastră și nu are nimeni dreptul acesta. Apocalipsa 13:13, săvârșea semne mari, până acolo că făcea se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Și scrie tot aici, în versetul 3, partea finală, și tot pământul se mira. Pentru că balaurul, spune în versetul 2, i-a dat o putere scaunului de domnie și o stăpânire mare. Și poate iar ne vine să întrebăm, dar Doamne, așa tare Satana, nu e în stare să piardă, să facă așa lucrări, putere mare, tot felul de minuni? Nu că diavolul a scăpat de sub control, bineînțeles, și versetul 10, Dumnezeu trimite o astfel de lucrare. E cu permisiunea lui Dumnezeu întru totul, scrie în Apocalipsa 17, versetul 17, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lui împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și eu iar întreb, că mă facă tot nelămurit, că aș vrea să ne lămurim bine. Doamne, dacă Tu nu vrei să se piardă nimeni, dacă diavolul n-ar putea face ceva dacă nu este îngăduit, că știți ce spunea Domnul când a fost arestat? N-ați putut să mă prindeți că am fost cu voi, dar acesta e ceasul vostru și puterea întunericului. Și asta trebuie să vină. Dar m-am auzit eu pe mine într-o zi rugându-mă, Doamne, am citit în Biblie că o să-i dai puterea un ceas, dar nu-i da, Doamne, nici o minună înainte de un ceas. Îi ajunge cât ai stabilit în planul tău că îi dai. Dar atât cât a dat Dumnezeu hotărâre de libertate, asta are drept să facă, să recurgă la toate amăgirile. Dar întrebarea de fond rămâne, dar de ce vor fi oamenii amăjiți? Ascultați-mă ce vă citesc aici și tare m-aș bucura să putem înțelege.
Versetul 3. Nimeni să nu vă amăjească vreun chip, pentru că sunt mai multe chipuri de amăjire. Balaurul are multe capete, multe coarne. Că venirea Domnului nu va veni înainte de venit lepădarea de credință. Ascultați-mă bine asta ce vă spun. Lepădarea de credință nu înseamnă să meargă oamenii în lume. Pentru că scrie în versetul următor că acel amăjitor nu se instalează în lume, ci se instalează în templul lui Dumnezeu, dragii mei. Lepădarea de credință nu înseamnă să devină oamenii ateiști. Ce înseamnă ce vă citesc aici, în versetul 11. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă. Ei vor crede mai departe în Dumnezeu, dar vor crede o minciună. Scrie apoi în versetul 13 că sfinții sunt aleși în sfințirea Duhului și credința adevărului. Nu în Dumnezeu ca persoană nu vor crede, în adevăr nu vor crede și vor accepta, vor agrea o minciună. Dar de ce? E chiar atât de subtilă minciuna asta? Atât de mult seamănă cu adevărul încât nu poate fi diferențiată? Atât de incapabil este omul să nu poată deosebi lumina de întuneric? Nu se poate. A spus Domnul că și care-i orb, el vrea să-i dea lumină. Scrie în Isaia 35 că și care e nebun nu se rătăcește. Atunci cum cred o minciună? Scrie aici că acel om este numit cel nelejuit și mai este numit omul fără de lege. Și acum ascultați. Versetul 10. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu trimite lucrare de răcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut, nu în Dumnezeu, adevărul, și-au găsit plăcere în nelegire. Aici e secretul. Pe cine va înșela acel nelejuit? Pe cei ce găsesc plăcere în nelejuire. Ce simplu se înțelege. Că diavolul nu se descurcă prin abilitate. Și totul e seducție pe linie spirituală și spunea Domnul Iisus, nu ce înțeles pricep, și a lăudat pe Tatăl că s-a descoperit pruncilor, slăvit să fie Domnul. Dar de cum va te prinde vraja vreunei nelejuiri? Plăcerea unui păcat. Să știi sigur că vei fi amăgit. Nu scapi. Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire, adică e cu știrea Lui, cu îngăduința Lui. Și acum întrebarea, ce-ți place? După înțelegerea mea la ora asta, nu știu ce mă urmează, nu există oameni care să fie înșelați într-o mai mare măsură decât prin mijlocele tehnice actuale. Asta vă spun și gândindu-mă la mărturisiri, la confesiuni, la realitatea care o vedem pe teren. E drept că diavolul amăjește și prin lăcomia de avere. Dar și sub acest aspect, tot ceea ce văd oamenii pe internet le stârnește lăcomia. De la mâncare până la castele, pentru cine își permite. Marea problemă este de ordin imoral. Apoi, tot ceea ce ține de vorbărie, de plăceri, de aceea, dacă ați putea să renunțați la maximul posibil, și asta mă refer în mod deosebit la tineri și la copii, la tehnica asta care distruge. Îmi spunea într-o zi un tată cu trei băieți de vârste diferite. Îl luau pe câte unul în cameră și o zice, băieții, spune-mi drept la ce te-ai uitat ultima dată pe internet. Păcat. Îl ia pe al doilea, mult mai tânăr. Diferențe mari între ei, a născut așa mai la distanță. Aceeași poveste. Îl ia pe al treilea, aceeași.
Măi copii, voi vă duceți în iad. Și dacă aș pune aici cuvintele Domnului care spunea, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o! Și am vorbit aici într-o lună la tineri și nu știu dacă s-a luat aminte. Și am văzut și pe alte părți. Muzica, filmele, asta e dovedit medical, tehnic, la nivel de creier. Aduce o stare, induce o stare în care oamenii devin incapabili să se împotrivească și găsesc plăcere. Am întrebat, de exemplu, pe o adolescentă de unde am rugat mama ei să vorbesc cu ea. Așa, cu ce te îndelenicești tu? Și când a spus cu ce, a întrebat, dar ce găsește acolo? O plăcere pe care nu înțeleg. Că de fapt păcatul are o plăcere de o clipă, atât. Dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să îndepărtăm, dar rapid, toate aceste plăceri. Dacă nu, asta ne va constitui subiectul veșnic al mustrărilor noastre de conștiință. În iad nu există internet. O pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Și pentru cei pierduți, memoria nu se pierde, numai la sfinții din cer se anulează tot ce au păcătuit și tot ce a fost rău și greu în viața asta. Dar la ceilalți, așa ca la bogat, îi se actualizează povestea cu Lazar. Iuda nu putea scăpa de povestea cu banii. Acele mustrări de conștiință, asta m-a atras pe mine. Eu mă îndrept acum spre cei ce sunt sinceri, care se ascund cu atât mai vinovat. Deci, pentru cei căror conștiință este încă activă. Și știu atâția care spun, voi termina cu asta. Am spus unei tinere să lase telefonul deoparte până seara. Zic, să știi și tu cum era lumea aia fără telefoane. Nici nu știți tinerii cum a fost cândva. Și după o jumătate de oră spune, frate, de 10 ori m-am dus să le iau. Zic, îți dai seama câtă dependență? Dar pentru ce te-ai dus să le iei? Nu neapărat pentru o convorbire telefonică. Cine ce-a mai postat pe Facebook? Cine a mai dat un like la nu știu ce vorbă sau nebunie? Ce știa m-a apărut? Știrile au un rol destructiv, dragii mei. Și am întrebat pe unii tineri care ajung să vizualizeze și lucruri mai murdare, te duci dintr-o dată acolo? Sau e un parcurs? De ce nu te intru așa? Să văd ce mai a fost. Ceva hazliu, divertismentul iar e ceva demonic. Apoi să nu mai zic de muzică. Care, așa cum spuneam, induce acele stări de plăcere. Au găsit plăcere în nelejuire. Prin diferite locuri, un învățător de copii dau câte un test așa la anonim, la adolescenți, la copii, să vadă ce le place. Și când te uiți peste teste, ce le place, e o minune să vezi pe cineva că îi place vreun copil, că îi place rugăciunea, sau îi place să muncească, minunea asta, rarități deja. Te miri ce le plac. Am văzut un copilaș sub 2 ani. Nu știe încă bine să vorbească din cât am observat. Și îi pusese o mămică, deși i-am spus, nu mai faci ceva de sine animat. Și până a fost o secvență de reclamă de 15 secunde, a zis, ah, era prea mult, că îl deconectase de la filmuleț. Nu știu să spună că le place, dar le place. Și cum îmi spunea un frate care s-a pocăit și a dat televizorul afară mai cu ani în urmă, și când a văzut că altă familie de credincioși au băgat televizorul, au zis, măi, noi l-am scos și voi l-ați băgat. Păi zice, nu, că nevasta, când i-o prins pe amândoi, zice, nu, că copiii ne-au adus așa. Dar bătrânii n-au nevoie de așa ceva, că asta produce mai repede Alzheimer. Și am văzut pe frate spunând mai înainte, mai ani în urmă, păi, unul în biserică nu era primit cine are televizor în biserică. Nu era primit ca membru. Păi și acum l-au toți în buzunar. Și ăsta face prăpădului ce a fost pe lume. Nu-i voia Domnului să piară nimeni când vine Domnul Iisus.
dar ne pierde nelejuitul cu nelejuirile în care găsim plăcere. Doamne, ai milă de noi! Vreau să trec mai departe. Versul 13. Noi însă, frați prea iubiți, de-ar fi vorba de noi. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Zice în Evrei 2 că e o mântuire așa de mare. Versetul 4. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră. Atenție! Ca să căpătați slava Domnului Iisus Hristos. Și este un verset frumos în Filipeni, capitolul 3, versetul 21. El, când va veni atunci să fie proslăvit, ascultați între altele ce înseamnă proslăvirea, va schimba trupul stării noastre smerite, așa bătrân și slab cum devenim cu toții, și îl va face asemenea trupului slavei sale. Doamne, nu numai că ne întinerești, asemenea trupului slavei tale, prin puterea care o are de a supune toate lucrurile, îți va supune țărâna, trupul îngropat în ocară, să învieze trup de slavă. Are-i Dumnezeu. Pentru o mântuire așa de mare, să mai stăm în loc. Un proroc bătrân cu ceva timp în urmă a avut un vis interesant, a intrat în adunare, și acolo era frasul rău, dar deodată au venit ca niște străini. Cunosc prorocul de unde a fost. L-am întâlnit și eu cândva, ai trecut la Domnul. Și au văzut că au schimbat, au să schimbe, au pus aparature din astea, au pus alte lucruri. Și oamenii așa au dispărut, s-au pierdut, s-au golit adunarea. Și au zis, ce faceți aici? Cum vă permiteți? Erau 6 reprezentanți demonii să schimbe tot. Și s-a întors unul preot și a zis, tu stai liniștit că nu cu tine avem treaba, asta înselăm după ce pleci tu. Și într-adevăr erau plecat la Domnul. Dar sunt ăștia la alții care sunt în fața acestui risc major. Și acum ascultați-mă, scrie aici în textul nostru, în versetul 2, să nu vă lăsați clătinați, să nu vă lăsați tulburați, nimeni să nu vă amăjească. Și sunt două lucruri care vreau să le scot în evidență, care ne vor face să fim siguri că vom fi mântuiți și în ziua aceea vom fi proslăviți și nu pedepsiți. Versetul 10. Când va veni acel nelejuit și deja e pe rol cu toată măjirea nelejuirii pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit două lucruri aici. Ambele sunt legate de adevăr, dragostea adevărului ca să fie mântuit și versetul 12. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul. Astea două lucruri ne scapă pe noi. Credința adevărului și dragostea adevărului. Adică, practic, Dumnezeu îngăduie să spun adevărul curat, cred și eu și alții, și am citit din capitolul 1, versetul 10, partea finală, voi ați crezut mărturisirea făcută de noi. Și am întâlnit din nefericire adunări sau oameni în care unii zrâd în față. Își bagi joc de tine că spui, dragul meu, renunță la lucrurile astea. Îmi spunea un proroc bătrân cu durere. Și au venit unii predicatori. Pare-mi să-și slujitori între ei, nu știu exact, să nu greșesc. Ce te împotrivești la lucrurile astea? Uite, aici tableta, eu aici văd predici, eu văd dați. Ce e rău în asta, omule, ce? Și a venit Duhul Domnului peste fratele și a zis, omule, te dau de gol aici în numele Domnului, tu! Slujitor, ai vizualizat lucruri murdare. Bărbat cu familie la vârsta ta și în slujbă. Și spui că cei tineri pot, fără să fie vinovați? Și pentru că era acolo puterea Domnului, omul n-a avut curaj și a zis, îi drept, m-a ispitit satana. Dragii mei, în prima fază e important să crezi care este adevărul curat. Și ascultă-mă care este adevărul, scrie aici în versetul 13. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Trebuie să crezi acel adevăr care îți
Dă harul să rămâi sfânt, care îți permite să nu fii sfânt, nu e adevăr, e minciună. 2 Corinteni 7:1. După ce scrie în versetele anterioare să fim separați de lume, să ieșim din mijlocul lor. Îngăduiți-mi să vă spun un vis care l-am avut. Se făcea că a început o formă de persecuție și mai întâi s-a încercat o colaborare în mod deosebit cu cei din conducere. Apoi cei ce n-au vrut au apărut toți îmbrăcați în haine albastre deschise. Cum e cerul când e mai senin? Și a început batjocura. Asta a fost faza a doua. Disprețuiți în toate felurile. A urmat faza a treia, în care a început să se ia din proprietăți. Și în faza a patra au urmat niște deportări. Mi-am gândit că atât de clar din vis, cum ne muta dintr-un loc în altul. Și noi, predicatori, aveam menirea să spunem oamenilor, fraților, nu vă lăsați că nu-i mult. Cum scrie în textul nostru? Fiți tari, că Domnul nostru vine. Dragii mei, repet, credința adevărată este aceea care se permite să fii sfânt. 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă aveți astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, adică și la nivel de minte, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută! Pentru că spune și în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3, dacă învață cineva pe oameni, nu ateism, religie, credință. Știți de ce au succes amăgitorii? Promit raiul și te lasă să-ți duci plăcerile mai departe. Dar asta e cea mai mare înșelăciune. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de învățătura care duce la evlavie, zice că e stricat la minte. Am fost undeva într-o adunare la o binecuvântare, în alt județ. Aveau 5 copilași. Și la urmă m-a întrebat tatăl copilului, frate, după învățătura ce a dat-o astăzi, eu ar trebui cu soția să mai avem alți copii. Mi-a înțeles bine. Dar un slujitor mi-a spus că doar nici nu trebuie de la început făcuți copii și în timp, cu înțelepciune. Eram în mașină, mă grăbeam, ce să mai spun, predicați în adunare, în somule. Eu lângă slujitorul ăla, nu în pielea lui n-aș vrea să fiu la judecată, nici lângă el când îl judecă. Omul a zis, gata, am înțeles, frate, am înțeles, Dumnezeu să te binecuvânteze. Atenție mărită! Credința adevărului este în relație strictă cu sfințirea Duhului. O, lasă Domnul pe Duhul Sfânt peste noi! Ca să ne dăm seama că dacă noi credem în primul rând sau nu adevărul. Și cea de-a doua sintagmă frumoasă care o găsim aici, zice așa, versul 10, dragostea adevărului. Adevărul nu trebuie numai crezut, că și dracii cred. Dacă n-ajunge să-ți fie drag, nu faci nimic. O să fie o teorie abstractă și o să zici că îți facem legi. Mi-amintesc cu ceva timp în urmă, am mers cu doi tineri undeva într-o adunare, 20-30 mai încolo, și așa i-au luat pe ei deoparte și zic, băi, am auzit că vă ține strict tare, mă. Și cu plăcere am auzit zicând, frate, nu ne obligă nimeni, doar putem merge în altă biserică, dar așa credem și noi. Doamne, dă-ne harul să iubim adevărul, că de iubit venirea Domnului ar fi normal să o iubim, dar să-ți fie drag adevărul. Dar ascultați-mă ce vă citesc aici, în versetul, ultimele versete, așadar, fraților, rămâneți tari, țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin vii grau, fie prin epistola noastră, și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, auzi, Domnul Iisus, nu numai că e Domn, e Domnul nostru, El pentru noi a murit, pe noi a iubit, noi suntem mireasa Lui, unde este El, acolo vrea să ne ducă și pe noi, să ne dea asemenea trupului slavei sale, chipul nostru. Și Dumnezeu Tatăl nostru, auzi, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său
o mângâiere veșnică și o bună nădejde care pătrunde până dincolo de perdeaua dinăuntru. Ai, cum să nu ne fie drag adevărul ăsta care vine de la Tatăl care ne-a iubit și de la Fiul care s-a jertfit pentru noi? Ce poate să ne fie altceva mai drag? Plăcerea de o clipă a păcatului, senzațiile unor clipe în priviri sau în pofte, când Domnul are pentru noi o fericire eternă. Și dacă tot m-am scăpat și v-am spus un vis, nu visez des, dar am avut un vis interesant. Se făcea că am trecut din lumea asta. Era o poartă mare până se trecea dincolo și vedeam oamenii cum trec. Între altele mi-au rămas din vis, o soră în vârstă așa au trecut cu mânuțile, rugându-se, Doamne, ce frumos a murit bunicuța asta. Și am avut un gând așa, în vis se poate întâmpla orice. Zic, Doamne, să nu păcătuiesc acum. Pe pământ, te rogi, cer iertare, Domnule, o greșeală. Și când colo am constatat, ca să nu lungesc vorba, că nu mai puteai păcătui. O, dulce-o fost. Nici în gând să nu mai poți păcătui. Să nu mai existe rău. Și numai iubire desăvârșită. Că Dumnezeu este dragoste. Doamne, Tu vei veni după noi. Ajută-ne să ne găsești cu o singură iubire. Că cine iubește lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Doamne, aprinde-ne prin Duhul Tău în dorul după această sfântă și binecuvântată împărăție. Și spune ultimul verset aici. Acest Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl care ne-a iubit, să vă mângâie inimile, că uneori e nevoie, și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Adică nu doar că Dumnezeu ne descoperă adevărul și noi îl credem, că Duhul Sfânt ne luminează. Ajungem să iubim acest adevăr, să nu ne mai placă alt mod de viață. Însuși Dumnezeu, auzi, ne mângâie până una altă și ne întărește, că nu prin puterea noastră suntem noi sfinți. E harul lui Dumnezeu. Hai să facem o rugăciune. Să cerceteze Domnul și pe cei ce încă n-au crezut adevărul și nu-L iubesc. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Și Domnul să dea îndurare. Amin.